ceva dimineții cu Nata Bobor. Dragii mei, continuăm dimineața zile de 30 iunie anul 2020, zi de marți, cu o persoană de onoare. Consilier municipal Chișinău, membru al Comisiei pentru Gospodărie Locativ Comunală, Energetică, Servicii Tehnice, Transport, Comunicații și Ecologie, doctorant și medic totodată la Catedra Urologie al Spitalului Clinic Republican și cel mai important este și valoros pe acest pământ, tata patru copilași. Salutare, Dinarico Jucară, bună dimineața! Bună dimineața! Mă bucur foarte mult că ați găsit timp, știu că are prețios foarte mult pentru dumneavoastră și pentru mine, inclusiv pe Zalto Radio. Mulțumesc de invitație, sperăm că ne vom întâlni mai des. Cu drag, eu vă promit. Pentru început nu pot să nu pornesc discuția noastră fără să vă întreb cel mai valoros lucru. Cum este să dați naștere a patru puișori? A fost un vis sau dar de la Dumnezeu? Un scop, cred. Un scop, da, super sună! Și să ne povestiți dacă soția la fel, cumva a fost cea care l-a susținut din start? Păi, familia este un lucru care, orice lucru de fapt care se face în familie, este un lucru tăcit sau prin discuții, dar oricum ambii trebuie să cadă de acord. Aha. Înseamnă că a fost ușor din punctul ăsta de vedere. V-ați coincis din start? Ușor, tot timpul nu ne pare ușor. Mai greu când deja în lucru. Ce vârste au copilași? Micuți, am înțeles, destul de fragile, așa, de la 2, 4 până la 8. Am un depozon destul de mare, cea mai mare fată are 10 ani, în luna august împlinește băiatul în septembrie 9, ulterior încă un băiat împlinește în martie 2 anișori, 3 anișori și fata iarăși în martie va împlini 2 anișori. Să vă trăiască mulți, mulți ani înainte și să vă bucurați de ei și într-o zi să simțiți acea mândrie părintească, de care noi fiecare dintre noi, da, dorim aceste mândrie să vedem. Nu tot, la toată lumea, principalul copiii să fie sănătoși în primul și primul rând și să fie valorificați de către părinți și rude la justa valoare. Copilul este ceea ce suntem noi, într-o, spunem așa, într-o copertă mai frumoasă, mai bună, ca o carte, spunem, mai groasă. Și carte de vizită a familie. Dar puteți să spuneți cum începe dimineața la Dinarico Jucaru? Cine este cel care primul se trezește, pune, nu știu, poate terci, ceai? La noi dimineața este mai veselă, noi da? Avem a doilea copil al meu, se trezește de obicei, asta este graficul lui, la orele 5-5.20 dimineața, desinstitător, este din are a doilea băiet, ulterior mă trezesc. Deci dinastia continuă, neapărat. Așa are el un tempou de viață. Ulterior mă trezesc eu, apoi soția care îmi face, cum spuneți dumneavoastră, un terci și... Soția totuși face micul dejun, da? Da, foarte mult. Dar cum se implică în genere Dinarico Jucaru în educația moștenitorilor săi? Sau soția cea care absolut de la și până la ține sub control? Deci eu sunt persoana așa mai autoritară pentru ei, cei ce, hai să spunem așa, convenim cu soția că eu trebuie să fac, să indic, ei fac. Eu le indic de dimineață, ulterior seara noi discutăm ce a fost posibil de făcut, ce nu, de ce. Și care sunt cauzele? Care sunt cauzele? Iar în mare majoritate aceasta este soția care se dedică 100% acestui proces, care este un proces destul, după părerea mea, destul de greu. Fiecare bărbat vine să recunoaște acasă, măcar. Da, trebuie să recunoaște. Fiecare bărbat vine acasă și spune ce ai făcut. Chiar de n-ar face nimic, numai să acorzi atenție la fiecare copilaș, deja este o, spunem așa, o dedicare și o ardere profesională destul de mare. Mă bucur că recunoașteți că soția este stâlpul familiei, ce se ține de educație, psihologie, da, și pace, bună dispoziție. Așa în caz. Cum să vă spun, e ca la grădiniță, care a fost la grădiniță, știi cum, acolo sunt momente vesele, sunt momente de joc și sunt momente în care copilașii nu găsesc un numitor comun la care trebuie să-i găsești o cheie de aur la fiecare. Să-i poți argumenta. Și aici se implică tata deja, nu? Nu, dar ce? Aici este vorba de comunicare, să înțeleagă cel mic, de ce lui nu îi se poate și de ce cel mare trebuie să cedeze. Până în final câștigă cei mai mici. Dar știți cum fiecare situație se rezolvă de sinistrător. Celor care abia stau pe dubii sau pe gânduri în privința copiilor mai mulți în familie, ce puteți să spuneți? Sau doriți sau să le îndemnați? Să merite? Sau este complicat? Mai bine unul și gata. Soția mea a spus după a doilea copil, când am născut a treilea nostru, la oricine recomandă al treilea copil, la oricine. A patrulea în genere, cum spunem așa, suntem moldoveni, este un aluat deosebit. Eu acum, dacă s-am posibilitate... La vârsta înțelepciunii, da. Nu suntem atât înaintați după vârstă, dar totuși ține de, hai să spunem așa,
un spirit individual în fiecare casă. Eu gândesc că copiii este bogăția noastră, eu gândesc că copiii sunt acei care ulterior ne vor duce tradițiile noastre, ne vor duce acele obiceiuri care le avem la noi în casă și la noi în țară. Deci dacă Dumnezeu ne va ajuta și noi vom mai da atenție din picioare și va fi posibilitate, eu voi ruga soția să-i mai margă în Vai, ce frumos! Să vă ajute Dumnezeu să fie așa cum doriți și într-adevăr. Sunt puțin familii care doresc să aducă pe această lume cât mai multe suflete și să se regăsească în ei. Poate în altă viață, este super. Multă, multă sănătate. Iar noi procedem mai departe la discuții despre țară, despre orașul nostru. E mai ușor să răspunzi unde nu avem probleme decât care sunt problemele de bază. Este citată dumneavoastră. Atunci vă rugăm foarte mult să o descifrați. În ce domeniu orașul nostru drag înflorește? Și totuși ce capitol cel mai problematic este acum în vizorul dumneavoastră, fiind acolo unde sunteți noastră în activitatea de bază? Deci... Țin părerea să mi-o schimb, totuși... Da, tot se schimbă cu ani. Ca probleme, într-adevăr, noi avem foarte mult, începând de la gestionare, finalizând cu efectuarea lucrărilor. Dacă să luăm mai simplu, eu îmi spun că orice cetățean, când ies din casă, minim mă deranjează și același ascensor, acea curte, acel trotuor, acea stație de troleibuz, acel drum pe care merge troleibuzul și acel troleibuz. Și însăși grădinița, școală. Deci eu cu ele mă confrunt zi de zi. Dacă să o întrebăm pe persoane de vârsta a treia care stăm mai mult în rând la poștă, ea spui pe dânsă o deranjează poștă, starea poștei, dacă și AMT-ul, așa numit policlinică, centrul medicilor de familie, starea lor și starea serviciilor. Dar până în final, totuși gândesc că este problema în om, deoarece de multe ori noi am observat că noi parcă găsim finanțare, parcă găsim o modalitate de a implementa un proiect care și se găsesc câteva persoane care, spunem așa, parcă intenționat... Trag o gheală, dar în altă parte, pe altă parte. Nici nu e vorba de partea de a trage o gheală, cât întind acest proces, dar știți că construcțiile se fac pe timp bun, acum este vară, este real de a face niște lucruri, hai spunem, calitative și într-o perioadă de timp mai scurtă. Exact, dar pentru asta este contract, prevederea acestuia, nu? Care proiect vreți? Vreți Ștefan cel Mare, poftim, un proiect făcut cu... Da, noi am discutat cu domnul Ciobanu cu contract BIRD-BI, parcă contract european, la care BIRD-BI ei au ales companie, care se fac o companie europeană și până în final, uitați-vă că nu avem nici calitate, nici termeni nu sunt respectați, nici până ziua de azi, ei încă nu-i dat în exploatare. Deci spun că nu este problema numai în european, rus, nu știu mai ce, ci este problema în om. Se găsește câte un gospodar care înțelege că, dacă să vorbim de, m-am spus, de Ștefan cel Mare, se găsea un gospodar care chipurile controla acest serviciu și lui era convenabil cât mai mult să-l verifice. De ce mai mult îl verifice, el era achitat pe ore. De ce mai mult el primește. Nu sunt Dar calitatea da, și responsabilitatea lipsește, ceea ce de fapt Da, noi trăim toți într-o societate și trebuie să înțelegem că, necătând la faptul că proiectul este, de exemplu, a vecinului meu, dar el este un proiect de uz comun, un proiect public, voi facilita și eu din el. Deci trebuie să fiu și eu într-o oricare măsură responsabil și cointeresat din când în când să mai fac o observație sau să vin pur și simplu la un dialog. Nu la o critică și nu la un atac, dar pur și simplu observație și dialog. Regulamentul spațiilor verzi, regulamentul animalelor de companie, primul teren de joacă, ce invenții și succese mai aparțin autorului din Dinarico Jăcaru? Poftim, strada Ptestimițeanu, care nu a fost reparată mai bine 20 și ceva de ani, este integral acum reparată, merge procesul de reparație. Felicită. Cu reparația trotuorilor, cu reproiectarea stațiilor de oprire, cu dezasamblarea tuturor ghiretelor care sunt acolo în preajmă, ca ulterior să avem un aspect exterior plăcut și să fie din punct de vedere funcțional, să nu ne trezim cu un ambuteiaj făcut artificial. Totodată ducem tratative, deja și este un numitor comun cu instituțiile medicale din preajmă, pentru ei să ne permit să utilizăm terenul lor pentru niște parcări, ca ulterior să fie parcate pe marginea drumului. Vai, aș fi extraordinar.
Strada Ialoveni, poftim, jumate de stradă, știți cum la noi, de ce am spus cu omul, jumate de stradă era reparată din contul Durlești, autorități publice locale, jumate de stradă nu era reparată, poftim, a fost reparată integral cu reparația trotuarelor și stațiilor de așteptare. Sunt niște proiecte după mine pentru așa un oraș destul de mic, dar dacă să luăm, fiecare consilier ar avea posibilitate, cel puțin în așa măsură să se implice, credeți-mă, va fi mai mult succes. Dar cât de des veniți cu propuneri și cât de insistent totuși stați pe faza lor ca să fie îndeplinite? Deci a da o propunere nu este succesul și nu este cea, spunem, acea sămânță roditoare, da, care sămânță roditoare care va da un rezultat. A da o propunere prevede în urma sa și niște pași, simplu. Banda unică. În 2017 am făcut audieri publice cu banda unică, cum ar trebui să arate, cine trebuiește pentru aceasta. S-au făcut și niște, hai să spunem, lucrări inițiale, s-au instalat pilonii ăștia pe Ștefan cel Mare, dar s-au instalat, dar ei deja necalitativ, să spunem, și nu după normele care ar trebui să fie. Dar rezultatul final abia s-a pornit în 2020, când s-a pus banda unică pe strada Pușkin, după cum știți, dumneavoastră, în Lescu Vădor. Este un proces continuu și ține nu numai de o persoană, ci ține de o infrastructură întreagă. Direcția transport, direcția parcul trolebuze, șansă și înțelegerea cetățenilor, deoarece cetățenii sunt deprinși să se parcheze pe... Și nu le interesează că trebuie indiscutabil să treacă, da, transportul. Din păcate trăim într-o societate ambulanță, unde fiecare își vede din interesul său și nu înțelege că, uite că dacă el se parchează 20 de metri mai departe, dar nu pe strada centrală, el ulterior fluidizează traficul pentru toți cetățenii din municipiul Chișinău. Necătăm la faptul că noi am pus deja această bandă unică la care am luptat și am lucrat foarte mult, ne mai trezim uneori că cineva într-adevăr se parchează cu o mașină luxoasă și el este indiferent de tot. Păi dacă va fi o înțelegere, credeți-mă, nu numai asemenea proiect. Dar cum putem noi să intervenim? Ca să schimbăm măcar puțin mentalitatea noastră? Că uite, casa mea este închisă, nu mă interesează nimic ceea ce este peste perete. Și asta în toate domeniile, nu numai în domeniul dumneavoastră. Ține de educație. Uitați-vă, aceeași persoană, dacă pleacă undeva într-o țară europeană, ea se conformează în câteva clipe la toate regulile care sunt acolo pe loc. Dar cum vine aici, aruncă și mucul de țigară și sparchează unde vrea. Cred că trebuie să fim mai duri, dar totodată și, spunem așa, să comunicăm mai mult. Deoarece poliția nu este numai acel organ care ar trebui să constateze și să spui o amendă, ci... Nu să trezească frică, dar să trezească, da, susținere, ajutor. Prima etapă ar trebui totuși, necătând la toate, că e greu, eu înțeleg cu oamenii greu de vorbit, dar ei ar trebui să fie la nivel de comunicație. Salute și să roage pur și simplu să schimbe, la care totodată îi prezint articolul care este încălcat și care este amenda ulterioară. Omul va înțelege cu el să comunică și omul nu este tratat pur și simplu ca un portofel din care de scos bani. Unul la mână și doi, omul va înțelege că în țară la el este stimat și cu el întâi se consultă, ulterior îl amendează. Discutabil, da, da. Și totuși mai este o propunere. Eu zic întotdeauna că dacă noi, fiecare dintre noi, cetățenii Republicii Moldova, vom face observații atunci când vedem că s-a aruncat în fața ta o hârtie sau merge o mămică cu un copilaș și fața lui îi dai un exemplu. Aruncă tot așa, pur și simplu, fără, da? Și dacă noi să nu fim indiferenți de țărișoara noastră, de orășelul nostru drag, sunt sigură că se va schimba, da, treptat, da, încetășor, dar cu pași mici ne vom merge înainte, nu? Uitați-vă, da, desigur, am scat de acord, dumneavoastră este un proces totodată și educațional de lungă durată. Deci copiii trebuie educați începând din grădiniță, școli. Noi chiar am pornit un program de educație, apropo, chiar prin decizia Consiliului Municipal, prin care trebuie să fie copiii educați în selectarea gunoiului, unde se aruncă, cum se aruncă, dar totodată copilul nimerește într-o dilemă. Lui la școală, la grădiniță, îi spune că în, spunem așa, afară sau lângă un teren de joacă în parc, nu este de dorit de mâncat, dar totodată când el ies cu părinții săi,
dacă noi ne ducem lângă terenurile de joacă, urnele de acolo sunt în permanență pline. De parcă bine, dar ea pachetel strânge cu tine și merge acasă. De exemplu, eu fac așa, nu e o problemă. Vă înțeleg, dar în mare majoritate, dacă ne ducem prin curț, noi o să vedem că urnele sunt arhipline. Da, acum noi ne-am activizat, noi lucrăm la acest proces și noi le curățăm în permanență, deoarece este și cald și vrem să fie și un aspect frumos. Dar totodată este să niște colaboratori, niște colegi, niște frați, niște rude de-a noastră care lucrează în serviciu comunal al municipiului și noi pe care noi îl exploatăm la maximal. Ce n-ar fi mai ușor ca tu să-ți iei hârtie ta și să o duci tu la gunoi, la tine acasă, oricum tu la chiți. Duci tu gunoi, nu duci tu gunoi în contractul care este la tine, că tu locuiești în acel bloc, tu trebuie să-l achiți. De ce să nu faci lucrul ăsta, dar atunci corect? Și noi, resursele umane care curăță acele urne de gunoi, le putem îndrepta într-un alt direcție. De exemplu, casele care sunt părăsite în jurul lor să fie curățate, ca până în final să avem în pier ansamblu un oraș frumos, nu pur și simplu în jurul la teren sau la un parc. Având acasă patru perechi de ochișori dragi, la care deja am ajuns întrebarea care a fost următoarea, mă așteptă cu nerăbdarea tată, da, de la serviciu, totuși, ce vă doare cel mai mult și cu ce luptați și deja poate avea succese privind sănătate, copilărie, educație, tinerii generații din Moldova? Vă aveți întrebare direct la familia mea sau în genere la tineret la Moldova? Dacă ceva poate vedeți sau doriți, cu siguranță doriți ca copilașii noastre să crească într-o Moldova prosperă și atunci când vedeți că nu e bine sau terenul care va fi pentru ei nu este atât de roditor, ce schimbați? Răspunți așa cum simțiți. Simplu. Părerea mea că poate voi abate puțin de la despre tot. Dar totuși pilonul educației în orice societate este profesorul și eu consider că noi trebuie să investim foarte mult și avem, spunem, un diapazon tare mare în care trebuie de investit în domeniul învățământului. Profesorul este cel care dă acea educație, care dezvoltă acel mugure a științei din care ulterior fiecare persoană se decide în ce direcție să o iei. Ulterior vin școlile profesionale, noi nu trebuie să ne accentuăm, părerea mea, numai pe universități. Trebuie să fie și niște școli profesionale ca ulterior acei copii, acele persoane să aibă niște îndemânări ca să poată să se întrețină și să poată să manifeste. Și orice meserie are valoare, nu? Da, și practica ne-a arătat și condițiile care au fost la ziua de azi, pandemie, următorul pe lună societate, totuși este medicina, deoarece numai un stat deștept și sănătos poate să aducă plus valoare cetățenilor săi. Dacă vorbim de familie, mă strădui copiii mei se duc la școală municipală, copiii mei se duc la grădiniță municipală, nu caut nimic privat, prestigios. Mă verifici. N-am nimic împotriva la ceva privat, dar totuși consider că cele mai bune cadre sunt la noi, în municipiu, și da, uneori cineva din ei nu găsește o limbă comună și se refugiază într-o instituție privată. Dacă noi le vom oferi lor condiții și salarii, credeți-mă, cele mai bune vor fi instituțiile de stat. Și noi pentru asta trebuie să pledăm. Atâta timp cât vor fi condiții unice pentru toți și bune, atâta timp noi vom putea dezvolta concomitent toată societatea de pe teritoriul Republicii Moldova într-un, spunem așa, spirit național, într-un spirit care corespunde, dar din punct de vedere a tuturor rigorilor învățământului, tuturor standardelor internaționale. Să fie așa, ecoul pandemiei, ce de bine că noi sincronizăm direcția interviului nostru, ați atins această problemă fiind medic. Cu ce cuvinte doriți să ieșiți în fața radioascultătorilor? Azi, în pragul valului numărul 2, practic, da? După prognozele neîmbucurătoare. Eu am mai spus, am mai făcut și niște live-uri. Da, știm, dar mai vă rog să-l repetați. Că, spunem așa, indiferența cuiva și duce ulterior peste un pas la moartea lui altcineva, deoarece, mă repet, o persoană tânără care are o imunitate bună poate tolera pandemie, cum virusul COVID, să, hai să spunem așa, să fie îmbolnăvit, să se îmbolnăvească, dar să nu aibă o clinică pe care el s-o poate argumenta că ea este un COVID, ea spui că este o răceală banală, că l-a curentat
în stradă, a reparat ceva, s-a lovit, dar nici de cum el n-a spus COVID. Și într-adevăr, ea se treacă la a treia, a patra zi această clinică, dar în perioada aceasta el este un purtător, un purtător, o bombă pentru persoanele care sunt cu niște patologii cronice, o bombă pentru persoanele care au o vârstă mai înaintată și, din păcate, aceste persoane cel mai mare, cel mai des, nu numai că suportă foarte greu, dar și suportă cu niște sechele destul de, hai să spunem așa, dureroase pentru noi medici, deoarece nu poți accepta că o persoană de la o pneumonie banală ulterior decedează. Deci eu consider că tot ține de educație și de modalitatea cum noi vom accepta această patologie. Este o patologie, gata, aici nu trebuie de opus că ea există, nu există. Pur și simplu trebuie de mers pas cu pas toate recomandările pe care le dăm noi medicii. Noi nu le dăm pur și simplu din experiența numai a noastră, credeți-mă, avem o comunitate a medicilor internațională. De fiecare dată, dacă cineva are o schemă mai bună sau are unele recomandări pentru pacienți, noi ne împărțim între noi ca această schemă să fie îndată implementată și într-un stat unde, de exemplu, acest lucru a fost numai auzit. Uh-huh. Dar dumneavoastră credeți totuși că valul va fi? În septembrie-octombrie îl așteptăm cu drag. Păi e vorba de natură. Acum, da? Mă repet, natura ne merge în întâmpinare, este cald afară acest virus. Deci acum putem puțin să ne relaxăm sau nu? Putem să ne relaxăm, dar asta nu înseamnă totuși că păstrând, da? Distanța, masca trebuie să fie și la primele... 9 metru avem? Masca deja după. Bine, da. Și la primele semne clinici care sunt, care nouă ne par banale, dar totuși trebuie informat medicul de familie. Uh-huh. Deoarece el este, să spunem așa, mai precaut, el știe acele clinici care la prima vedere pentru nouă ne par banale. Dar el să întreprindă acei pași care ulterior ne va proteja familia și vecinii noștri. Asta am înțeles. Deoarece suntem la Autoradio, nu pot să nu vă întreb cât de des sunteți pasagerul unui transport public sau dacă circulați mai des cu automobilul dumneavoastră, cu ce vă întâlniți neînțelegeri sau nemulțumiri din partea celor care trec pe stradă sau care vă opresc? Aveți drept acum. Să vă spun ca șofer sau ca... Ca șofer, pentru că altfel nu știu cum. Șoferul în ziua de azi este problema. Ambuteiajul, municipiu, Chișinău și parcare. Astea sunt problemele cele mai mari. Dacă ca pieton, deoarece mare foarte des, credeți mă, transport public. Da? Da. Eu locuiesc lângă bloc, lângă stație. Mie este foarte comod, de multe ori mă duc până în centru. Și mai bine să vedeți și probleme dinăuntru. Mai ascultați ce vorbesc oamenii, mai intrați la consiliu și ne mai spuneți. Pentru pietoni, eu gândesc și știu de problemă, dar cred că în cel mai scurt timp o vom revizui. Deja trebuie schimbate rutele din municipiu Chișinău, deoarece ele sunt învechite, necesitatea este alta, sunt un șir de blocuri noi construite în regiune.